Neața! Băi, astăzi o să facem un video pe care nu am crezut că o să-l fac. Nu vreau să zic niciodată, nu am crezut că o să-l fac prea curând. De când am eu treabă cu calculatoare și cu PC-uri și tot timpul am mers pe Intel. Nu pot să spun că am fost fanboy Intel, însă am mers pe Intel pentru simplu fapt că performanța pe care o ofereau era mai sus față de concurență. Până acum. Ryzen 9 3900X. Procesorul care a luat prin surprindere pe fiecare entuziast de tehnologie și de calculatoare și pe fiecare reviewer și tester și end user și user și cum vreți voi să le ziceți, să-i enumerați pe toți toate nișele posibile și nici măcar nu este vârful din această gamă. Vorbim despre 3950X, care este peste 3900X. Dar eu momentan am 3900X-ul în momentul de față pe masă, este deja instalat în test bench, alături de 32 de GB de RAM de la HyperX Fury și un 2080 Super, vine cu frumosul preț de 2700 de RON. Dacă stai să te gândești puțin, este ceva foarte, foarte fantastic, având în vedere faptul că vine cu 12 nuclee și 24 de thread-uri, iar practic ce vreau să fac astăzi cu el este să îl compar direct cu i9-7940X-ul pe care îl am eu în workstation-ul principal, un procesor de 4100 de lei în momentul de față. Nu mă interesează prețurile cu care s-au lansat, mă interesează prețurile cu care vin în momentul de față. Așa că Ryzen 9 3900X, 2700 de lei, i9-7940X, 4100 de lei. Diferență enormă. Acum să le punem față în față, frate, și cap în cap, pentru că vreau să văd, am o presimțire că îl va bate la cur pe Intel bine pe partea de export și editing video, pentru că în principiu despre asta este vorba pentru mine în momentul de față. O să comparăm și pe jocuri, dar în momentul în care te joci, dacă ai un procesor decent, după cum aceste două procesoare evident sunt, nu prea dictează foarte mult diferența de performanță în joc. Așa că un FPS 2-3 este irrelevant, de aceea nici nu are rost să compar gamingul de pe 3900X cu 7940X, pentru că diferența de performanță va fi evident dictată în proporție de 90% de placa video. Și vreau să dau și un exemplu foarte simplu și concret legat de acest subiect. Diferența de performanță pe care o vei primi în momentul în care îți faci upgrade de la, să zicem, un i5-9400 la un i7-8700 nu va fi nici pe departe atât de semnificativă comparând cu performanța pe care ai primi-o în plus în momentul în care vei face upgrade, să zicem, de la un 2060 la un 2080 în jocuri. În schimb, pe partea de video editing și export, ceea ce practic mă interesează maxim pe mine în momentul de față, vreau să văd dacă diferența asta atât de mare în preț aduce procesoarele unul lângă altul. Așa că să nu mai pierdem timpul, am nevoie de un cablu DisplayPort pentru monitor să-l conectăm la testbench și să îi dăm drumul. Pentru cei interesați, aici aveți specificațiile testbench-ului în deamănunt, să zic așa. Deci în momentul ăsta avem totul conectat, dăm un mare power și calmate. A început placa video. Așa, dar prima dată să setăm noi aici monitorul. Văd că mă lasă doar 100 de Hz. Cred că nu este overclockat monitorul, da, aparent. Așa, pentru că știu că monitorul are 120 de Hz și din Nvidia Control Panel nu mă lăsa decât 100. Și acum avem 120 de Hz liniștit aici, în cazul în care nu aveam. Făceam o rezoluție custom, de aici, de la Customize, Create Custom Resolution și schimbam 120 de Hz din 100 și era totul în regulă. Dacă vă întrebați de coolerul ăsta masiv care răcește procesorul, este noul Deepcool GameStorm Assassin 3. O versiune îmbunătățită a Assassin 2-ului, deci un cooler foarte, foarte tare și uitați-vă și voi cât de masiv. Dar prima dată să instalăm Adobe, că nu am niciun fel de program pe testbench. Să mergem să downloadăm Creative Cloud-ul și... Deci efectiv nu găsesc niciunde un link direct de download doar pentru Adobe Creative Cloud, după care îți dai login în Creative Cloud și îți downloadezi ce aplicație vrei tu. La Adobe, în cazul în care mă urmărește cineva, faceți ceva cu chestia asta. Vă rog eu frumos, puneți un mare buton lângă cumpărați acum, descarcă Creative Cloud, doar aplicația în sine. De fiecare dată când îmi reinstalez Windows-ul pe vreunul din PC-uri, trebuie să fac chestia asta și niciodată nu o găsesc din prima, trebuie să pierd timpul până găsesc aplicația să o downloadez. Puneți, fraților, un buton pe homepage, descarcă aplicația Creative Cloud. Oricum de acolo, acolo te loghezi și de acolo îți cumperi programele și poți și direct de acolo să-ți faci abonamentele. Jesus! În sfârșit am găsit-o după 15 minute. Ridicol! Am instalat programele, Doamne ajută, am reușit să le instalăm. Media Encoder-ul și Premiere-ul se instalează acum, mai are puțin tel, dar între timp
am realizat că de pe Wi-Fi nu mă pot conecta direct la NAS, pe network, ca să fac mapping la drive, să-l găsesc direct acolo, să pot edita direct de pe NAS. Așa că conectăm the good old network cable. Așa. Și acum ar trebui să mi-l găsească pe network să pot să fac mapping-ul cum trebuie. Testul o să-l facem pe ultimul episod din Chiptech, de pe Chiptech. O să-l import aici să își facă toate picurile și tot ce are nevoie. Așa, am selectat primul minut, o să îi dăm export în H264, YouTube 4K și hai să umblăm un piculeț pe aici, lăsăm la 60 de frame-uri, render at maximum depth, use maximum render quality și vreau ca bitrate-ul să fie constant și un 100 de mega pe secundă. 718 mega va avea ăsta și o să-l salvăm în raw footage, tot în test 1 și o să fie, o să-i punem numele procesorului, Ryzen 9 3900X. Sunt foarte curios să văd ce activitate au core-urile. Stai așa să facem un pic să aranjăm un pic toată treaba asta pe aici. Mergem pe performanță și vedem fiecare logical processor în parte cum lucrează. 38-65% din procesor, 70%, 74% RAM-i, avem cam 80-82% și se vede frumos cum lucrează fiecare din toate thread-urile cu un speed de 4,15 GHz. Cam pe aici văd că 4,16. Nu văd să urce mai sus, am văzut 4,17, dar mai sus de atât nu-l văd să urce, dar... De ce am doar 16 GB de RAM în testbench? Tocmai ce am realizat, că doar două plăcuțe din kitul de RAM este instalat în testbench, așa că o să trebuiască să refacem testul ăsta de pe 3900X, dar totodată o să vedem și diferența de timp de export pentru 16 GB de RAM versus 32 de GB de RAM. 1 minut 55 de secunde timpul de export pentru acest clip. Punem și ceilalți RAM și mai facem testul odată. Am reinstalat restul kitului de RAM și acum avem 32. Așa că intrăm în Premiere și facem testul din nou. Sunt curios să văd dacă se vor vedea diferențele în timp real, în real world performance, să zic așa, în momentul în care avem 32 de giga și nu 16 giga. În teste sintetice, în benchuri, evident diferențele se vor vedea între 16 și 32 de giga de RAM. Evident, fără nici o discuție. Însă, în timpul real, în performanța reală, o să vedem dacă contează în momentul în care faci export doar. Pentru că dacă vorbim de timeline scrubbing și toate treburile alea, acolo contează RAM-ul, capacitatea RAM-ului, pentru că poate să asimileze mai mult, să țină mai mult și să-ți dea mai ușor playback-ul. Dar în momentul în care exportăm, haideți să vedem diferența. Placa de bază, după cum ați văzut, pe care sunt componentele, este un Crosshair 8, mai mult decât capabil, Hero, mai mult decât capabil să livreze toată performanța de care are nevoie pentru fiecare componentă în parte. Și avem 2 minute și 8 secunde, deci a durat un piculeț mai mult. Iar această diferență este dată de modul în care procesorul și-a prioritizat task-urile, să spun așa, pentru că nu de fiecare dată este la fel. Dacă o să export minutul ăsta pe calculatorul ăsta de 10 ori, nu cred că vor fi 2-3 timpuri de export care vor fi la fel. Dar acum că am rezolvat treaba cu testbench-ul și cu 3900X-ul, haideți să mergem la i9-7940X să vedem cum se descurcă ăla. Și acum suntem la bestia care are 14 nuclee și 28 de thread-uri. Deci practic are 2 nuclee în plus față de 3900X. Așa, și selectăm același proiect, ultimul episod de pe Chiptech. Selectăm primul minut ca și dincolo și o să îi dăm export YouTube 4K și o să-i punem numele i9-7940X, 60 de FPS-uri, render at maximum depth, use maximum render quality și constant bitrate la 100. Astea au fost setările și de dincolo. Dăm Q, va deschide media encoderul și e timpul să aflăm adevărul, să vedem diferențele dintre ele, pentru că prețul este colosal diferit practic în favoarea 3900X-ului. Start. Turbo boost-ul văd că nu urcă mai mult de 3,5 giga, 60, 58%, 62% din procesor folosește. Însă trebuie să menționez o chestie, cu cât e procesorul mai puternic, mai mare, cu mai multe nuclee, cu atât va folosi mai puțin din el dacă nu îi dai munca corespunzătoare și task-ul corespunzător să aibă nevoie de atâta horsepower. Dar o să vedem imediat. Avem un minut și este trecut de jumătate, deci
îl va face mai repede decât 3900X-ul, dar vreau să văd cu cât. Și de regulă, acum văd că folosește frumos fiecare core, dar dacă vă uitați atenți, nucleul 16 și nucleul 20 sunt folosite mult mai intensiv decât celelalte. Sunt folosite la maxim. Asta e, nu știu, o regulă generală, cred că unul, două dintre ele vor fi tot timpul mai exploatate, dar la mine, în principiu, astea două sunt cam tot timpul. Uneori, însă, când export, le folosește doar pe astea, ceea ce îngreunează foarte mult timpul de export. Și uitați aici, avem 1 minut 40 timp de export. 1 minut 40. Țineți minte, pe celălalt am avut 1 minut 55 prima dată, care este practic concluzia. Mă gândesc că ați văzut, dar poate că nu. Eu filmez clipurile în 8K, așa că haideți acum să îi dăm de lucru mai multișor, să vedem care vor fi diferențele în momentul ăla. 8K 60 de FPS-uri și haideți să vedem cum lucrează procesorul acum și cât timp îi va lua să exporte în momentul ăsta. Deci, în momentul de față folosește mai puțin din procesor, avem 25, 35, 40, 20 pe acolo pe undeva stă, cu viteză de până în 3,5 giga, ceea ce este mai puțin decât base clock-ul acestui procesor, care este 3,1, iar acum twist-ul, de fapt 3900X-ul este mai rapid decât 7940X-ul din PC-ul ăsta și o să vă spun de ce. În configurația asta am 2080 Ti, care are 4352 de CUDA cores, ce sunt folosite practic și ajută mult mai mult la timpul de export. În configurația pe care am testat 3900X-ul am 2080 Super, care are doar 3072 de CUDA cores. Diferențele între ele sunt uluitoare, sunt foarte mari. Deci dacă placa asta video ar fi în configurația aia sau procesorul ăla ar fi în configurația asta, iar da la cur 7940-ului și când stai să te gândești că e cu 1300 de lei mai scump, ce să mai zic, trecem pe AMD, frate. O să testăm în curând un procesor cu 64 de nuclee și 128 de thread-uri, să vedem ăla cum se va descurca în Premiere în momentul în care exportă. Sau na, în Media Encoder, pentru că exportăm din Media Encoder. Dar a terminat de exportat și haideți să vedem logul, să vedem cât timp a luat exportul ăsta în 8K pe i9-7940X. 15 minute 35. Așa, și cu același filmuleț, același minut, îi dăm export și de aici în 8K frumușel, să vedem cum se va descurca și 3900X-ul, având în vedere faptul că are doar 32 de giga de RAM, da, acum ați văzut diferența la export legată de RAM, și 2080 Super în loc de 2080 Ti, din câte văd cam același procent de utilizare și aici, 24-25%, 34%, însă diferența față de 7940X este că văd viteza 4,18 giga, nu 3,18. Deci e o diferență de aici care cred că va da un rezultat mai bun decât celălalt de dincolo. Și spre surprinderea mea și spre surprinderea voastră, exportul în 8K pe Ryzen 9 3900X a durat 14 minute și 13 secunde. Deci înțelegeți, a fost mai rapid decât 7940X-ul. Ceea ce e cu 13 milioane mai scump și are două nuclee în plus. Aici se vede diferența arhitecturii de 7 nanometri pe care AMD și-a construit procesoarele astea de third generation, a treia generație de Ryzen. Sunt nebunie curată și, după cum spuneam, nici nu e topul de linie pentru că e 3900X-ul și nu e 3950X-ul, care va avea 16 nuclee cu 32 de thread-uri, 4,7 GHz boost clock, deci va fi și mai puternic per single core și nu știu dacă va fi la prețul 7940X-ului. Nu cred că va ajunge așa sus, la aproape 1000 de euro. Deci e nebunie. Și dacă va ajunge, imaginați-vă că va fi mai puternic decât ăsta. Deci da, răspunsul meu final și părerea mea finală și concluzia la care am ajuns, trecem pe AMD. În momentul de față, pentru editing, pentru orice fel de work, pe 3D modeling și ce vreți voi să faceți, AMD-ul rupe. Și pe gaming va rupe la fel de bine. La un preț mai mic decât Intel-ul, așa că, încă o dată, în momentul de față, AMD-ul este la putere și opțiunea perfectă și alegerea potrivită pe care ai putea să o faci în momentul în care vrei să îți cumperi un procesor. 3990VX-ul, eu îl aștept, nu știu, ceva zvonuri sunt, nu știu nimic concret, dar dacă va apărea ăla va fi o nebunie în ultimul cu... Nici nu știu cum să mă exprim, va fi monstruozitate cosmică. O să facem un PC cu el dacă va apărea, fără nicio discuție, dar sper să vină, pentru că pe ăla voi exporta toată viața clipurile mele de acum încolo. Bine, până va apărea ceva, mă înțelegeți voi ce vreau să zic. Deci, după cum spuneam, sunt super entuziasmat și sunt foarte bucuros de ceea ce AMD a reușit să obțină prin a treia generație de Ryzen. Un procesor cu mult mai ieftin a scos performanță mai bună decât unul cu mult mai scump.
Da, am trăit-o și pe asta. Asta este concluzia mea. Deci, dacă vreți să vă faceți PC-uri, momentan mergeți pe AMD. Până nu vedem ceva nou de la Intel, părerea mea e că AMD-ul este alegerea potrivită. Ăsta a fost clipul. Ne vedem data viitoare.